Salutare tuturor, aici sunt Bowsider și bine ați revenit la un nou video din GTA 3 Wine. Bun, ultima oară când ne-am întâlnit am reușit să terminăm misiunile cu Tony și acum a rămas cu un nou prieten pe care l-am făcut noi aici, dar din cauza că am fost mult prea obosit ultima dată când m-am jucat, nu mai țin cu îl cheamă. Ne-am făcut un nou prieten de la S, deși mai aveam și la Joey ceva treabă, ținând cont că Joey avea niște ore specifice în care trebuia să ne întâlnim cu el. Dar văd că au dispărut misiunile la Joey, deci văd că nu mai avem opțiunea de a merge la el să facem asta, așa că... De ce vibrează controllerul foarte irregular, nu știu de ce. A fost ceva senzație pe care trebuia să o fi simțit în jocul ăsta și nu mă prind eu. Chiar nu mă prind, chiar nu înțeleg foarte tare. Bă, dar mi se pare mie sau jocul ăsta este omega întunecat, gen. Are parcă brightness-ul dat undeva spre nimic. Adică e foarte, foarte întunecat. Stai așa, dă un pic mai de Doamne ajută. Că mă jur, abia văd ce dăm și un contrast, dacă nu știu care era să mărește la că idee de contrast. Adică în ce direcție. Dar parcă e alea că mai acceptabil, mai văd și eu ceva. Dar mă jur că și în cinematicile din celelalte jocuri parcă, bă, veri, abia vezi ceva din cauza că e mult prea întuneric. A, da, mă, gata, mi-am stat, ne-am întâlnit cu domnul șef al mafiei aici, așa. Capul mafiei, a, eram, gata, scuze, mi-am adus cu aminte. Nu vezi ce de rupt în gură, eram în video de data trecută, de aia nu prea a mers treaba. Ia zi, chaperone. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, okay. Move your butt. Dumbra does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Sheba? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? Oh, vrea să o plimbăm cu limuzina, dar trebuie să avem grijă. Yeah. Oh boy. Lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Okay. Ce aparent iar să facem pe șoferul și toate alea. Bine, a zis chaperone, dar am crezut că e șofer, că am scris altfel. Ok, hai să o ducem pe tantia asta unde are ea treabă, de fapt, să vedem cu ce se mănâncă pe acolo. Bă, era să fac accident pe tine. Ok, am înțeles. Până la urmă nici el nu știe cu cine vrea să fac accidentul, așa că a zis că, bă, nu cred că mai facem azi. Ce facem data viitoare? Hai mă, că n-am bățit-o așa tare, doar am zgâriat-o un pic pe bară, n-are nimic, așa puțin lovită, zgâriată, n-are treabă, a dat cu cea cu cheia. Nu e vina mea. Doamne ferește, bă, tu intri în intersecție pe halul ăsta, băi, inconștient. Ai, că am adus-o întreagă dacă e. Mi se deduce din câștigul final. Doamne. Hai că am făcut treabă cu asta până la urmă. Cumva a tras cineva sau mi s-a părut mie? There's a chick over there, pull next over. Aha, se întâlnește cu Dodel ăsta, ia. Mira, it's my favorite lady. You looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, și-a luat medicamentele, băieți. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Da, și-a luat niște medicamente, știți voi, niște de gălbenele, niște busuioc, ceva acolo, roibos, toate alea, adică de-astea medicamente naturiste, nu vă gândiți la prostii acum, probabil între voi v-ați gândit mai la prostii, vere. Cine știe ce vă mai trece prin cap? Oh, alu. Băi, uite și pe ăsta, mamă mie, incredibil. Parcă e traficul din București aici, mă jur, că și ieri când am ieșit în oraș și am fost cu Boltul, mă jur, cred că am avut vreo 3 sau 4 oportunități să facem dintre mare contactul cu niște băieți și așa pe drum, pentru că, na, se conduce ca în junglă în București, special la, bine, v-am zic, la orele astea așa mai aglomerate, dar ieri nu era o oră aglomerată, dar la cum s-a mai schimbat programul în cauza COVID-ului și toate alea, mai mereu e aglomerat.
Aolo, de fapt chiar se duce să facă niște antrenamente. Aolo. Ok, eu te aștept aici. Mamă, dar ai boțit ușa aia din spate. Cum ai reușit să o boțești, tanti? Că nu ți-e minte să mă fi lovit unul în laterale. Huh. Să aștept undeva anume? Ulo, vin ăștia, bă! Mamă, cum a intrat tancul în mașina aia, dezmembrat-o. Nu știu, frate, nu cunosc pe nimeni. Nu știu ce vor ăștia cu mine. Văleu! Vai, dar nu mai vine prostul. Mamă, au și călcat-o în picioare, Doamne! Ia să vedem acum dacă reușim să o salvăm pe domnișoara. E destul de iurea că trebuie să refaci toată misiunea, frate. Mamă, dar vine domnișoara sau își cam bate joc? Nu de alta, dar că am trebuit să plecăm de aici, a? Și nu stăm prea ok, mai ales că mașina asta e și semi... Ia uite și pe ăștia. Bă, animalelor! Doamne! Dă-te, mă, polițai tembel de aici. Doamne, ferește cum a fost și ăștia. Aolo, de polis. Mamă, cum vine polițaiul, e nebun. Doamne, deci mi-aduc bine aminte că pe aici am avut multe de-astea întreceri cu poliția. Că văd că multe misiuni se repetă și vin aici și implică poliția, știi? Aolo, stai că ăștia aud sirenele și se dau în toate direcțiile. Și uneori poate să duc și în direcția în care sunt eu. Nu că o fac ei intenționat că vin eu pe acolo, ci pur și simplu e din programarea lor să se ducă acolo. Uite și pe ăsta. Bă, ce-a fost aia, mă? Mă pleacă-mă de aici. Mă pleacă-mă de aici cu prostiile tale. Doamne. Repede că-s aiură ăștia. Băi, dar nu merge, mă, rabla asta. Deci nu mai supăr rabla asta, abia merge. Păi duc acasă la domnul meu aici. Ai că rezolvăm. Gata, m-au lăsat în pace, surprinzător. Vor și ei. Da, rămâneți voi acolo, băieți, nu știu ce să zic. Mă, ce? Stai așa. Scuză-mă un pic. Hai că văd că e un glitch aici. Și putem scăpa permanent de poliție, indiferent ce facem. Aia zic. Gata, hai. Acum ar trebui să funcționeze, cred și sper. E făcut jocul ăsta, mă, pe butuci. Hai că a mers. Trebuie să găsești, mă, trebuie să gândești în afara cutiei, știi, să găsești soluții de astea așa stupide. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. And you know, you treated me really good with respect and everything. Oh, nice. I'll see you around, I hope. Da, o să ne mai auzim, ținem cont că am misiune aici, clar o să ne tot auzim. Văd de ce bug aiurea, adică fără mișto. A, uite mă că s-a întors și ăștia. Să continui cu misiunea la bobița asta, mă. A, mă, dacă toți suntem aici. Ce rost are să străbați jumate de lume dacă... Na, cutting the grass. Bă, da, îmi place că trebuie să aștept să oprească muzica să-mi dea misiune. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty. But we don't know where. Oh, Spank e drogul. And they seem to know everything we're doing before we do. I-am crezut că vrea Spank gen ca și... We got us a rat. O să-i dau lopată după cap. Olu, eu? Olu. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work. Deci tipul ăsta vorbește, auzi. Ciripește. Da, frate. Îi dăm mare salată la bobiță ăla. Fii atent. Îmi place, caracterul meu nu zice nimic, are față de parcă zici că l-a scos din ceva colecție de la Barbie, deci vă dați seama că o prea merge situația. Ok, hai să luăm mașinuță de aici, că se par destul de rapide. Hai să nu stăm nici pe postul de radio cu cea mai copyrighted music dintre toate. Dăm și pe ăsta la o parte ca să-l
eliminăm de pe stradă. M-aș duce pe la ammunition să-mi iau niște muniție sau ceva, dar nu prea, momentan nu prea simt nevoie, cam gen, chiar trebuie să o iau neapărat. Ce văd aici și nu era în celelalte GTA-uri, văd că aici nu avem treaba asta cu cumpăratul de proprietăți din ce văd, adică nu poți să schimbi safe house-ul, l-ai deja prestabilit în fiecare zonă o safe house. Stai, sunt nice, dar cumva se vede că în Vice City și San Andreas au găsit mecanica asta și au zis, mama, asta arată destul de bine. Trebuie să fac ceva aici? Ce vrem să-i fac? Vreau să găsesc pe unul Curly Bob și să-l sperii ca să nu dea în gât. Unde-i, mă, înăuntru? E sus? Nu e aici. Bine că am lansat mașina aia acolo, știi, ca să mă asigur că voi bloca lumea. Aaaa, spookometer. Unde e un spookometer? A, trebuie să avem grijă să-l urmărim pe bobiță ăsta, dăma că... Ne asigurăm că nu-l spăriem. Gata, mă. Hai, altă mașină lăsată de mine acolo, sau ce Dumnezeu. Ok, hai că-l văd acum că e în taxi. Oricum, că trebuia să fie așteptat în locația aia acolo până îl vedeam că urcă în taxi. Am mai avut o emisiune de genul ăsta în San Andreas, știți voi? Când ne-am întors în oraș și toate alea și atât să-l urmărim pe tipul ăla. Mamă, dar și taxiul ăla, văd că merge cu viteza de borș. Mamă, ce repede s-a umplut la jumate, ești nebun? What? Am o pleacă de aici. Ok, să sperăm că acum nu-l mai speriem pe prietenul ăsta nostru. Că văd că tura trecută l-am speriat când ne-au apropiat de sud de tare, așa că o să o luăm încet și sigur către el, așa. Că... Văd că raza e destul de mare, știi? De unde începe să te vadă și să începe să crească la de... Vedeți, Vasio? E destul de mare raza. Trebuie să-i dau un avantaj destul de măricel. Eu n-am știut inițial cât de mare e raza de s-a încărcat atât de repede. Mamă, stai că încep să se împuște ăștia pe aici și e teroare că mai sar la bătaie și mă iau și pe mine uneori. M-a luat deja oare? Dacă sunt pentru secundă că mi-a spart roata sau ceva chestie, dar nu. Nu stai nici nu știu, cred că poți să spargi roata decât dacă o spargi cu totul. A, prins trafic în față, nu se mai duce, gata. AI-ul nu știe să meargă diferit față de AI. Dai-o, turbatule, mergi tu normal. Suntem pe stradă aici, mamă, dar serios, aia în fund acolo, bot în bot. A, aici. Cred că undeva, dacă ești la linia asta albă, când era el mai în spate puțin, deja începe să te ia. Ia că fuge! Bă, unde fugi, mă? Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret. Catalina. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the triads, with no sign of either side. Doamne, bă, ceva în cinematic ăsta, mă jur. Înțeleg că e noapte, dar totuși. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Parcă e puțin mai calm aici decât era în San Andreas, sincer să fiu. Trebuie să-l batem pe Curly Bob ăsta? Whack him înseamnă să-l omorâm sau să-l batem doar? Că putem face și asta, știi? Cred că la asta se referea direct. Da, cred că asta era de fapt răspunsul la întrebare. Mă, nu știu dacă putem face misiune la Joey totuși. Putem merge să întrebăm. Opa. I've got some urgent work for you, Tony. A, Tony vrea acum ceva și e urgent. Păi dacă nu merge la Joey, merge la Tony, că zice că e urgent.
Zicem după aia cât de urgent e. Ia mă. 6 și 2, deci 6 de dimineața și 2, deci totuși nu. Hai la Tony atunci. Mergem la Tony, frate. Mamă, stai un pic că e... E drumul ăsta forță, gen. Mi se pare prea colțul roșu jocul. Aoleu, ce Dumnezeu. Import, export, garage, Portland, Harbor. We have orders for various vehicles. Ah, locul ăla unde te duci să faci bani când te duci să iei mașini și le duci la ăștia. Ok, hai zi ce zice Tony. Prietenul nostru Tony Mafioto. Venit tocmai din Braila. Triads and tribulations. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Ce mi se pare mie amuzant, chance, pop some of their soldiers too. Mi se pare amuzant că în San Andreas noi ne ocupăm de mafia asta alaltă și jucăm cu cei de la Triads, iar în ăsta facem fix opusul. Lucrăm cu mafioții și batem Triads. Mamă, din cauza că a început aia să se împuște, l-au dereglat pe ăla, săracul, și eram făcut una cu ideea. Stai un pic, mamma mia! Mamma mia, indeed, bro! Hai, băteți-vă acolo cu nebunile voastre. Ok, aici, asta e la fabrica de pește? Gata, frățuer. Cred că era bine dacă mă duceam și eu pe la ammunition și făceam vreo treabă. Oh, n-a murit! Bă, dar e imposibil, frate! Salvează-mă, bro! Doamne, și era pastila aici! Du-te, bă, de aici cu prostile tale-ți! Ia, hai de data asta să ne ocupăm cum trebuie de băieți. Shotgun-ul e nice, dar îi putem lua așa mai ușor. Hai că l-am scos pe ăla pe care trebuia să-l luăm principal. Ăla era parcă... Cum le zice... Comandanții sau ce-o fi ei. Mi-am amintit să iau și muniția totuși. Și unul văd că sunt puțin mai încolo. Stai că forțez și eu nota puțin cu săritul ăsta nebun. Bă, îi mai aștept pe nebunii ăștia sau nu? Stai că ăsta vrea să facă ceva. Ok, următorul e aici. Oare nu e într-o locație de asta ușor de ajuns cât să-i călcăm lejer cu mașina? Nu e, că e de asta cu bări. E nebunie de asta altă cu bări și nu merge. Hai că trag și eu în pereți aici. Gata. Hai să ne cărăm de aici, gata, vină încoace. Sergei, hai cu mine. Fapt nu e mafia rusească că zicem că e Sergei, dar merge și așa. Mamă, și e calc fix pe oamenii mei. Aoleu, vin și tante ambulanța asta, teroare. Mamă. Ce drept, mașinile aici par puțin mai vulnerabile când e vorba de bullet damage. Mamă. Stai așa că dacă mai trage vreo câteva ture, mă, că am rezolvat. Păi da, ce departe e gang-ul ăsta, se întinde pe atâtea locații și pe o distanță așa mare. Nu știu, când te gândești la un gang-ul, te gândești la o luptă în spatele blocului sau ceva. Pare mai securizată schema aici, nu prea putem intra așa că cum ne taie pe noi capul. Ia stai așa un pic. Întrebare dacă se deschide ușa. Triad fish van. A, păi și acu zici vere. Merge să luăm-o de aia, suie bă. Trebuie să facem infiltrare de aia nebună. Mică o să trească să ne întoarcem undeva, dar... Bine, știu drumul către aia, deci ar trebui să...
Frozen Fish Project. Oh god. Fugi. A mai fugit prietenul meu? Oh, uite-mă că e aici. Mă jur, bă, dar îmi trebuie o mașină. Aia zic, îmi place că le-am și despawnat. M-am uitat într-o direcție, s-a despawnat ăla. Ia, hai să prindem pe... Bine, de fapt nu știu de ce mă grăbesc încă încolo, că oricum nu mai prindem pe ăsta. Stai așa că nu mai prindem. Fuck. Mamă, pă, dar unde găsesc eu de-asta de pești? E cam așa și așa ideea, știi? Hai că am făcut rost până la urmă de o dubă de-asta cu pasta lor. Sper că e bună. Pentru că de-astea am văzut în curte aici, așa că vedem acum. E bună. E bună, naturală duba asta așa lor. Acum să vedem cum... bine mă că se la etaj. Că dacă nu erau la etaj... Ce schemă mișto făceam noi acum. Mission past, aia zic. Cine mai caută? Bă, dar prietenul meu unde e? Hai că am apucat să văd. Urgent work for you, Tony. Iară Tony, mă? Bă, mai lasă, bă, Tony ăsta în pace, mă. Tony ăsta nebun al nostru. Și acum trebuie să aștept asta de aici așa intre mereu dacă vrei, nu? Nu cred că mai există altă opțiune. Mai să mergem la Tony meu. De stai, din cauza că am van-ul ăsta acum se spawnează mai mulți cinezoi de ăștia după noi? Sau care e ideea? Am putea să mergem să facem și aia la Joey, că e cu ora acum, e perfectă. Hai că o facem pe asta cu Joey, lăsăm o leacă pe Tony să aștepte. Știu că mi-a spus că e secundară, dar deodată ce văd literele pe hartă, un cam face să mă gândesc bine dacă e ceva secundar sau principal. Ok, hai să dăm ce zice băietul meu Joey. The Gateway. Poate merită, poate luăm bani. What a ride she's gonna be, huh? Duh. All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock. Not a minute after. Ok, nu trebuie să fie vreo chestie complicată sau ceva. Dar aș lua și eu o mașină sau ceva borș pe aici. Hai zic, mai capabilă puțin. Bă, că luăm noi scurtătura noastră, mă duc eu după compasul ăla care mă trimite prin cine știe ce drumuri nebune. Că atunci când iei Waze-ul sau alt... Bine, când iei Waze-ul de pe Wish și te trimite pe nu știu ce străzi de alea dubioase de care n-ai auzit. Sau n-are hărțile updatate din 2005. Stai așa. Bine. Partea asta aici e discutabil, că nu peste tot s-au făcut schimbări majore în ultimii 15 ani, ca să zicem că e vreo treabă. Ouleu! Știi să o luăm aici? Bă, sper că mașina asta de-am luat-o e bună acum, nu știu eu ce să zic. Dar în cap în astea. Mamă, ce bine s-a potrivit că am luat van-ul, fii atent. Mergem la jaf mare. Da, frate, trebuie să fiu la hammer-ul ăla acum, dacă stau bine să o îngresc. Bă, dar ții minte misiunea asta, că am mai făcut-o când eram mic. Da, mă, ții minte. Și surprinzător, dacă nu mă înșel, tot cu fanul am făcut-o și pe aia. Deci, incredibil, bă, băiatule. Cum s-a nimerit situația, bă. Cum s-a nimerit treaba, bă. Ok, iarăși pe aici. Bam. Bam. Și... Mamă, am crezut că l-a vrea să parcheze acolo. Da, frate, mergeți. Mamă, ăștia au ștramp de aia pe față ca să nu vadă lumea. Oh, rip. E rip treaba, bă, băiatule. Mamă. Păi dacă s-au trezit băieții, e nasoală treaba. Da, frate. Duc în spate, nu? Hai că o colim pe aici puțin, că... Din păcate, dacă dau cu spatele, pierd timp aiurea. Și dacă era și pe acolo direct poliția și dădeam cu spatele, era clară situația, că nu aveam eu destul la vânt. Încep să abordez, să abordez tactica asta așa mai des când trebuie să fug de poliție sau ceva, pentru că
Dacă eu continui să... Dacă eu dau cu spatele și apoi vreau să întorc sau ceva, ăia, dacă sunt lângă mine, să dau repede jos de mașină, mă aleargă și deschid portiera așa, că sunt așa supermeni. Pompieri ăștia, polițiști ăștia, deci e clară situația. Ia uite, ce-am zis? Superman! Și cu el... Mamă, mulțumesc! Salut, băieți, ne auzim! Dar unde o fi dispărut? Păi da, stai un pic așa că... Bă, alo! Bă, ce Dumnezeu! Doamne! Nu știa scăia, frate, de vor să-ți forțeze religia lor pe gât. Ești că te lasă în pace. Doamne, stai așa că trebuie să fac paint and spray iarăși. Dar trebuie să mă asigur că dispare Nea Gheorghe ăla. Uite ce face poliția, face crimă. Doamne, ăla încă e acolo, nu-i așa? Gata, m-am făcut să dispară. Ăsta-i mai buggy. Cum s-a băgat el acolo așa? Am un deja vu așa de mare în momentul de față, deci nu pot să vă explic ce deja vu am. Prăjite, ai, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Foarte prăjit. E nebun de fel. E că pe aici o luăm lejer, că e mai direct ca drum și n-are rost să ne agităm. Salut. Scuze. Gata, mă. Să iasă și băieții să prelucreze banii pe care au dobândit. Și aia a fost, mamă, 30.000 de bastoane, ești serios? S-a dus bine. A, bine, dacă tot e Tony la doi pași aici, putem să-l vizităm așa puțin ca idee. Să vedem ce zice. Aolo. Oh. Blowfish. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads and Liberty once and for all. Mamă, mai război pe ze. It's on a timer. So a few mess up, iar mașină cu bombe. Go and pick up the dust card. Careful. 8 Ball says it's real sensitive. And the slightest bump could set that thing off. Oh their shit. Fish factory will open its gates for a dust card. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. A, deci chiar vrea să plouă cu macrou, gen. A, ok. Na, fiecare cu ce își dorește și cu ce se petrece acolo, deci nu-i problemă. Acum, presupun că nu trebuie să fac rost de mașina de care a zis el. Sper că e deja acolo, deși pare că, na. Dacă nu, va trebui să ne oprim să luăm o dubă de aia de-a lor. Dar ce v-am spune că va trebui să luăm o dubă de aia? Hai că am creat și vă treabă. Paro, domnul polițist, dar am treabă. Îmi cer mii de scuze. Na, mă, uite, cau. E dead. Da, mă, uite, pe asta o țin-o minte. Cu mașina de gunoi. Mamă, și e insane misiunea asta, că trebuie să te miști repede. Și trebuie să ai și grijă, că dude e rău de tot. Dacă îți dai damage. Mamă, și nici nu e aproape. Deci cadrul nu e deloc aproape. Mamă, dar pune și radio ăsta niște melodii de să fiu, dacă nu. Lăsăm pe chatterbox, iată cu muzica, că și așa cred că videole cu GTA în mare parte sunt omega demonetizate. Nu cât demonetizate, omega demonetizate. Nu zic că e o pierdere masivă, dar... Și cum e, se adună. Mamă, uită și pe ăsta cum merge pe contrasens, celule. Vai de mine și de mine, dă-te mă de aici, că nu poate să treacă omul cu mașina, că blocați intersecția, deci că e sectorul 6 aici. Fără mișto. Cine stă în sectorul 6 știe despre ce vorbesc. Doamne. Ia uite și pe ăștia. Bă, ăștia trag în mine? Zic că nu trag în mine. Zic că nu e programat așa de animale jocul încât să tragă ăștia în mine acum imediat. Ok, văd că se vrea totuși să se tragă.
Am luat-o leacă, am riscat niște damage acolo, dar era nevoie, sincer. Că altfel se trezesc ăștia și vin să sui la ușa ta și îți fură... Îți fură ăsta. Oh, nu. Ok, hai să mergem să lăsăm asta aici. Deci, practic, acum merge pentru două mașini să intri în zona aia. Adică poți fi cu două, orice două mașini. Poți fi cu mașina asta de gunoi sau cu mașina aia altă de la... De la ei. Nu trageți, nu? Ok, și cred că va trebui să furăm repede o mașină de-a lor. Ok, stai așa. Paște secunde. Dai, 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 dai. Mamă. Păi și plouă cu macro, cum a zis ăla, sau plouă cu idei? Ba da, mă, chiar plouă cu pește. Am văzut pește, ești nebun? Bine așa. A, o lăsă și a băgat capul în poartă. Și n-aveai cum să treci, ești nebun? Nu se mai deschide poarta. Ok, și acum iarăși avem iar treabă la băietul meu S. Bun, păi asta cred că o să continuăm data viitoare, boys. Dacă v-a plăcut acest video din GTA 3, știți foarte bine ce ați făcut. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!